Dumnezeu, nu mă iubi. Dumnezeu a fost cu... Vă mulțumesc foarte frumos. Domnul Alexandru, cu din prima oară nu m-a refuzat și a dorit și a venit și mă susțin aici. Oxana, mulțumesc. Tuturor vă mulțumesc, domnul Victor, vă mulțumesc foarte mult. Prima oară când am început a scrie poezii, după câte mi-amintesc, a fost încă din copilărie, căci așa a vrut bunul Dumnezeu ca să vin pe lume, într-un sat foarte frumos, căci m-am născut într-un poțișor de rai al Republicii Moldova, și anume în satul Bărat, de Craionul Crâșcan. Locuind într-o atmosferă atât de frumoasă, cu niște locuri, cu peisaje pitorești, n-ai cum să nu scrii ceva și să creezi ceva frumos. De ce încă de... și mai am mare de noroc să locuiesc la țară, printre oameni simpli, dintre care fac parte și eu. Dar sunt înzestrat cu cele mai deosebite și mai nobile calități omenești, care sunt omenia, respectul, sinceritatea, hărnicia și omenia. Anume, toate aceste împrejurări au dus la aceea ca să scriu aceste două cărțuri. Dragoste de Vaștine. Am scris o poezie dedicată țării mele și de atunci încă tot această tendință de a scrie despre țara mea, despre plaiul meu natal, cu acestea merg și mai departe. Fiecare poet are ceva frumos. De la fiecare poet aici învăța a scrie. Fiecare este înzestrat cu daruri diferite, dar cu daruri pozitive, de la care... Iar ca în ultima carte a citit-o lui domnul Alexandru Plăcindă. Foarte mai motivat, o carte foarte interesantă. Ce mare povești am să citesc, să mă duc acum chiar dacă am o vârstă, dar am citit neapărat și poveștile dumneavoastră. Dacă nu, mai departe am să le duc și nepoților mei, dacă a dat Dumnezeu, că am cam numai un singur picior, poate mi-a dat Domnul mai mult din părței, ca să mă bucur de ei. Mulțumesc mult! Vreau să spun că poveștile sunt foarte lucruri. Nu contează, ești copil sau ești mascul. Dacă e o poveste bună, rămâne expunerea. Se transmite mai departe, generație în generație. Vă mulțumesc mult! Am vorbit la asta, ne salutăm. Vă salut, dragi, admiratori, ai frumos urmă. E o leacă de problemă cu microfoanele ăsta, dar cred că se aude, da? Vreau să vă spun că, dacă aici în această sală suntem nu prea mulți, dar suntem buni. Și cred că va fi o lansare frumoasă, un botez al acestor cărți de măsură. Am vorbit la o lansare de carte cu doamna Natalia despre valori. Și am înțeles că doamna Natalia prețuiește valorile adevărate, nu bogăția, nu banii, dar creația. Frumosul care este în jurul nostru. Și asta e lăudabil fapt. Am citit cărțile, vreau să vă spun că sunt niște gânduri frumoase, puse pe cuvinte deosebite, care cred că vor atinge cele mai sensibile strune ale inimilor cititorilor. Doresc, doamne Natalia, mari succese în continuare. Doresc ca aceste cărți să ajungă cât mai repede la cititor, să ne admire,
să spună cuvinte frumoase despre ele, că se merită. Și mai bine că doamna Natalia, nimeni nu poate să vorbească despre cartea, despre poeziile care le-a scris dumneavoastră. Poftim, doamna Natalia. Spune-te.